Atestarea unor noi stațiuni turistice au fost aprobate astăzi în ședința de guvern a României. Este vorba despre 14 localități sau părți din anumite localități din mai multe județe. În județul Hunedoara au fost atestate ca stațiuni turistice de interes local localitățile Râu de Mori și Cinciș. În total avem 15 OAT-uri care vor deveni stații turistice de interes local și național, una singură specific de interes național, și avem două zone pe care le atestăm astăzi în această hotărâre de guvern, și respectiv Comuna Râu de Mori, cu stațiune turistică de interes local cu potențialul turistic de stațiune deschis, și zona Cinciș-Cerna, aparținând Comunei Teluc. În primul și primul rând, acest statut le conferă un avantaj până la urmă în tot ceea ce înseamnă poziționarea în fondurile europene și în accesarea fondurilor europene, obținând avantaj ca punctaj la criteriile de eligibilitate. Mai mult decât atât, partea de promovare, posibilitatea de a realiza organizații de management al destinațiilor cu strategie de promovare mai bine aplicată, sunt foarte multe avantaje care până la urmă conferă un statut aparte acestor localități care dovedesc faptul că au potențial turistic și au o strategie și o dezvoltare în viitor pe partea turistică.